Daniel és Lorraine, várjuk meg, hogy szeretettel Lovalórának, a Lova Dance School alapítóját, menedzserét és a jótékossági gála megállapodóját, létrehozóját szervezőjét 14. alkalommal Lorraine Károlyt. Când am început campania, foarte mulți oameni au primit cu scepticism acest caz, cazul lui Andrei, și putem să mă gândesc puțin de ce. Dacă vă aduceți aminte, în urmă cu câțiva ani, era o familie care locuia pe malul Someșului și am făcut la fel o campanie caritabilă pentru ei, ca să-i mutăm într-o locuință. Atunci când am fost acolo, erau trei copii mici și am întrebat copiii mici ce îți dorești. Și copiii spuneau că vor să meargă la școală pentru că învață la lumina unei lumânări. Beau apă de la vecini, de dincolo de timp. Spală rufele din Someș. Sigur, dacă mă uit la părinții, atunci spun că probabil, dacă n-ar fi copii, nu aș face campania. Dar acei trei copii, acum, stau în căldură, învață la școală, de câțiva ani. Și petița mi-a spus, am întrebat, spune-mi, de ce ți-e frică cel mai mult? Și petița îmi spunea, dacă ajung la școală și trebuie să-mi invit colegii, prietenii, mi-e rușine că noi suntem pe malul Someșului și pot să-i invit numai ziua. Acestea s-a întâmplat după câțiva ani. M-am întâlnit cu ei, sunt foarte fericit, au o locuință modestă, dar nu stau pe malul Someșului. Și pornind din acest caz, m-am asociat cazul lui Andrei. Andrei s-a născut într-o familie puțin defavorizată. A murit mama, a ajuns la centru social, la casă de copii, tatăl a scos, după care a fost mai rău, a ajuns înapoi. Respectul meu este maxim pentru acele familii care iau în adopție un copil care nu este al lor și cresc ca și copiii lor. Andrei nu a avut acest noroc. Dar când vorbeam cu el, avea atât de multă energie. El vrea să iasă, să se evadeze din această situație de-a lui, încât am zis, trebuie să-l ajutăm. Iar eu nu l-am ajutat, fiindcă l-am căutat pe stradă și l-am întâlnit și el băiat simpatic. În ultimii ani, numai și numai prin asociații sau prin SPAS, căutăm cazuri ca să ne confirme, să avem o garanție în plus că acel caz pe care îl ajutăm chiar merită. Voi spune, după ce va veni Andrei aici, că te bilete sau vor duce mai multe detalii, dar înainte aș dori să facem cunoștință cu coordonatorul Centrului Social, cu domnul Stăreanu. Într-adevăr, Andrei merită acest ajutor, dar să-mi povestesc eu, să auzim direct de la dânsul. Bună seara și bine v-am găsit! Sărut sufletele noastre minunate! Trebuie să recunosc că, deși mi-am propus să n-am emoții, când văd atât de multe suflete luminoase, să știți că e greu să vorbești. Vreau să vă spun că a dărui nu e ceva foarte simplu. A dărui este acel har care ne-a dat Bunul Dumnezeu și care, prin viața care ne-a dăruit-o, prin iubirea, prin fericirea care ne-a insuflat în sufletele noastre, ne determină și pe noi să dăruim la rândul nostru celorlalți. În această seară suntem aici pentru a-l sprijini pe Andrei. Vreau să vă spun că este foarte ușor să vorbim despre Andrei, pentru că el este un suflet minunat.
În urmă cu câteva zile zicea domnul Dan, vă rog să faceți tot posibilul să fiți alături de mine, pentru că dumneavoastră și colegii dumneavoastră sunteți familia mea. Andrei, dragă, toți cei din sala asta, în seara asta sunt familia ta și ei sunt alături de tine. Vă mulțumesc că, pentru că sunteți aici alături de noi. Mulțumesc Loga Dans pentru că a făcut posibilă o astfel de seară. Vă mulțumesc tuturor celor care ați cumpărat bilete și care ați fost alături de Andrei și cum mai e față de alături de ci și față de alte persoane. Și vreau să știți un lucru, că atunci când dăruiești ceva, nu e un simplu gest. Pentru că acel dar, noi mai dorim și o parte din sufletul nostru. Fie ca această iubire care noi o dăruim și am dăruit-o, să se mulțească și să rămână în sufletele noastre, și așa cum ați văzut acești de minunați dansatori care au slăvit tot timpul, așa aș dori să rămână fețele noastre mereu, cu zâmbetul pe buze, pline de iubire și pline de liniște. Așa că, Andrei, te rog să vii alături de noi. Un aplauz de noi. Eu vă mulțumesc și vă doresc multă iubire și iubire. Thank you.
Le vom vedea la un birou notarial, care a oferit toate serviciile gratuit, ca să facem contractele. Trebuie să știți că am terminat în acele 12 clase, doar 8, dar 9 clase atât, dar mai terminat la 9 clase. Și am zis, Andrei, începem această campanie cu o singură condiție. Trebuie să-mi promiți că termin cele 12 clase. Țin foarte mult la educație. Dacă nu, atunci alegem un alt caz. Și Andrei a zis, eu vreau să termin, doar conjunctura a fost de asemenea natură, încât m-am putut să termin. Mâine la notar, Andrei va semna un angajament, cum că va termina în următorii ani cele 12 clase și sper și am încredere în tine, Andrei, că ne vom vedea peste câțiva ani cu bacalaureatul în mână. Sau nu, este decizia ta, dar pentru a obține un loc de muncă mai bun, minim, bacalaureatul este foarte, foarte important. Ce ai micuți de dansatori ați înțeles? Cei care vă place să învățați, da? Nu, toți sunt foarte rani și am multe foarte bune. Bun. Acum, cei care v-ați pregătit cu cadoul lui Andrei, la sfârșit, după poza de grup, o să am rugămintea să aduceți aici în sală, o să dați personal lui Andrei, după care cu două, trei mașini ne vom îndrepta spre locuința lui. Și Andrei, aș dori să-ți dau o cheie, cheie de la garsoniera ta, de unde ne-am stăt în această seară, pe locul. De pedig hidd el, hogy egy csodálatos ember vagy, és úgy, ahogy nagyon jól megfogalmazta Daniel, meghallgatta Jóisten az imáidat, és hidd el, hogy kivételes vagy, ne kételkedj magadba, jó? Szuper életed lesz, asszony kell a házba, úgyhogy érettségi nevet, tessék egy jó asszonykát fogni. A lehető legjobbakat, és köszönjük szépen, átadnám Tominak a szót. Sigur, cred că puțin se așteptau la dimensiunea la care se va finaliza acest moment. Este un moment care trebuie privit cu mult realism, cu multă seriozitate și, bineînțeles, un moment care îl obligă din acest moment pe Andrei să răspundă unor promisiuni pe care le-a făcut și pe care, iată, o să le semneze la notar. Cred că câte un angajament ăsta ar trebui să semnăm cu toți tinerii României în momentul ăsta. Nu? La notar frumos cu ei, așa bacalaureat. De inițiativă extraordinară. Ai creat un precedent. În momentul ăsta. Vă felicităm și, sigur, oferind ceva altcuiva nu înseamnă decât să contribuiți la frumusețe, la armonie, la bunăstare și, bineînțeles, la bucuria generală a tuturor și oferind, vă oferiți dumneavoastră satisfacție, să știți acest lucru. Încă o dată, felicitări, felicitări, Loga Dance School, felicitări, Loga, Loga, vă mulțumim tuturor. LogaDance.ro. Loga Dance, the rhythm is in you.